Salve, dude, și bine ați venit la un nou episod de Farming Simulator 23 pe barbă neagră, fraților! Ne jucăm acum pe ambele hărți și suntem pe Galaxy S23 Ultra în momentul ăsta, așa că hai să vedem un tur al ambelor hărți. Avem aici harta americană, bineînțeles, și cea europeană. O să dăm pe cea europeană acum și o să-i dăm un continuu. Asta se numește Neobrun, foarte similară cu Minibrun, cea pe care noi deja jucăm în Farming Simulator 22. O chestie pe care am observat-o, cel puțin pe telefonul ăsta, care este mirific, este aceea că timpul de loading, după cum bine vedeți, este incredibil. Este foarte, foarte rapid, ceea ce m-a uimit. E bine, fraților, aici se pare că ne dă prima și prima dată. Ia să mergem în față, să vedem ce avem prin jur. Și dacă începem prin utilaje, asta este o mașină pe care eu mi-am luat-o, așa că inițial nu vine salvarea cu ea. Avem aici la fel un Massey Ferguson cu remorcă. Avem, se pare, același tractor. Avem două Massey Fergusoane din astea clasice și un Johnny Classic, fix ca pe varianta cealaltă, topliner-ul, clar categoric. Acum, hai să vedem cum arată, my dudes. Avem așa, avem un râu care străbate, se pare, toată partea asta, ducolea, și de asemenea o să ne dea tot în mijloc, similar cum ești pe varianta americană. Terenul cred că costă foarte mult, 370.000. Banii ăștia, ca să poți să-i faci în joc, da, mult, mult, mult. Nu poți să închidezi utilajii și de asemenea multiplayer-ul nu merge. Asta e o chestie foarte normală la jocurile pe telefoane sau pe mobile în general, pentru că e mai complicat cu serverul, cu toate cele, decât am înțeles, din cauza asta nu se fac. Observ o chestie pe care vreau să o puțin explorez, pentru că avem în față fix de ceea ce vă vorbeam eu acum două clipuri, și anume avem viță de vie și probabil vom avea ceva plantații de măslini, dar sunt deja plasați. Așa că asta este vița de vie, my dudes. Avem grapes, sunt growing și ăsta este terenul. Ia să vedem. A, e unul mic aici care costă... Alo, viața mea! Doar 300.000. Oh my god! E scump. Scump. Sus aici avem porculenii. În dreapta aici avem căluții și ia să vedem, avem și ceva aici pe mijloc, astea sunt oițele, colea așa. Bun, și în continuare mai jos avem văcuțele. Partea dubioasă este că nu mă pot teleporta la ele, deci trebuie doar să ne ducem și cam atâta. Dar hai să vedem cum funcționează tag-ul, o să văd la porci, tag place și o să avem, ia să ne teleportăm direct. Aha, uite ce frumos, ne apare cu roșu unde trebuie să ajungem, plus dunga acolo în depărtare cu roșu. That is interesting. O să ținem camera un pic mai așa, mai la depărtare, ca să observăm detalii. Deci nu prea pot să conduc cu el așa. Haidele că avem 400 și ceva de metri. Se pare că ne și arată acolo cât mai avem, ceea ce e super de ajutor. Să vedem dacă este departe sau mai aproape un picuț. Aici decorații, avem podul care trece râul. Și fraților, apa arată foarte bine, să știți. Deci apa arată mas o menos ca pe varianta de PC. Deci cam așa arată și pe PC. Ce observi e draw distance-ul, adică cât poți să vezi în depărtare. Plantele se cam încarcă pe parcursul mersului tău, știi? Adică nu poți să vezi mult dinainte. Și asta, bineînțeles, să mențină o lecușă jocul mai optimizat. Noi jucăm acum cu totul pe maxim, joc pe un ecran 4K și de asemenea în 120 de Hz, deși cred că jocul, cel puțin eu așa îl simt, eu cred că merge la un 60. Nu simt la 120. Acum nu am nicio posibilitate să-mi dau seama. Dar, ce frumos merge pe aici. Ok. Se pare că mașina reacționează foarte bine la dealuri. Ia să o testăm o leacă pe aici. Facem un pic de off-road. Aha, nu e rău, nu e rău deloc. Și aici o să și intrăm, pentru că aici avem porculenii. Hai să ieșim. Și asta este, se pare că, hambarul porculenilor. Avem ceva siluz aici și de aici putem să cumpărăm. Cât ne costa? Ia să vedem, 109.000 de euro, mai cum e un zgomb. Detalii frumoase și de asemenea avem aceleași tipuri de hambare de la Horma. Fix alea scumpe, dar frumoase. Nu putem să deschidem ușa, probabil din cauza că nu avem cumpărat hambarul, dar putem să intrăm. Da, se pare că putem să explorăm un pic pe aici. Porcolenii vor fi închiși într-un spațiu ceva mai
mai micuț din câte observ. Hai să facem și săritura. Aici ne luăm pișelău, toate cele și se pare că avem aici, probabil o să ne dea și casa după ce cumpărăm, mă gândesc. Nu am banii suficienți încât să cumpăr, așa că mă mulțumesc doar uitându-mă din depărtare. Hai să vedem următorul nostru punct de interes, deci suntem la porcule aici. Dacă mergem cu alea așa, avem animal dealer-ul, that is very nice. Dar ce aș vrea, pentru că am trecut aici, ia să vedem aici, avem caruaș. Hai să mergem la spălătorie. Let's go! O să mă teleportez direct cu mașina. Și pentru că am văzut că nu e nicio posibilitate să ies de aici, o să dau cu spatele. Hai mai repede un pic. Alai! Și după aia facem o întoarcere de asta frumoasă. Ilai! Și de la volan, oh, da, se vede foarte frumos. Ce am observat de asemenea este că păi nu prea se... O să iau pe aici, să vedem cum e. Nu se vede în oglinzi, știi? Așa, un... Eu am un pic de animație făcută, deci nu e... Nu e ce trebuie în oglinzi, dar probabil din cauza că ar fi avut nevoie de prea multe resurse. Iată că nu mai vrea în spate. Nu! L-am buguit! What? Ok, cred că e buguit în momentul de față. Pot să-l resetez, da. Dude! Ok. A, și unde s-a resetat? Lângă? Nu, no, s-a resetat aici la shop. Da, s-a resetat la shop. Dar tot vreau să ajung la spălătoria asta. A, și se pare că rămâne tăguit odată ce l-am tăguit. Ok, dați interesant. Deci ne apare aici în stânga. Îmi place mult sistemul ăsta de GPS, știi? Aș vrea să-l avem așa și pe PC. Gen să ne apară bulina asta roșie. Uite cum întorc camera. Mi-ar apare cu săgetuță. Gen cam pe unde e, știi? Ho, 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 ho. Mamă, ce-am ocolit acolo. Da, deci faci mușchi la deget. Dacă alegi să să mergi pe cruise control. Frână. Dar îmi place mult așa să iau virajul cu stânga și cu degetul drept să controlez doar camera. Aș fi vrut să... Da, aș fi vrut să pun cruise controlul, dar nu doar pe viteză maximă. Ok, se pare că aici avem spălătoria, dudes. Ia-o aici. Du să spălăm. Băi, ar fi super tare. Da, se pare că da. Avem spălătoria automată. Gata. Și s-a spălat. Ok, that's interesting. Băi, ce tare. Asta îmi lipsește, într-adevăr, pe partea de PC. Trebuie să instalăm neapărat niște moduri ca să putem obține același lucru. Time scale, o să-i dau un real de data asta. Că am văzut că se întunecă o leacă. Și nu vreau să explorez pe întuneric. Bun, și aici ar trebui să mai avem un gen un pic de așezare umană, niște case, avem râul pe dreapta, care e foarte, foarte frumos și, bă, surprinzător, multe detalii. Avem și acolo un punct de vânzare de asemenea. Oh, iar a luat-o asta. Fugi, bă, dă-i tare! Hop, 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 hop! Ia să vedem panourile. Scrie ceva pe ele? Gen, avem reclamele de la Giants? Se pare că nu, astea sunt reclamele standard. Așa, în continuare, ia să vedem. Deci avem un pod aici. Avem magazinul aici. Și aș vrea să resetez utilajul ca să traversăm și râul. Da, am fost hoțoman aici. Și dacă mergem în jos, ar trebui să avem văcuțele la Cow Barn, unde eu vreau să ajung, pentru că este alt punct de interes. Bun, ia să vedem aici. Ne teleportăm direct pe mașinuță. Avem 500 de metri până acolo. Ok, avem ceva de mers. Nu e chiar atât de aproape precum credeam inițial. Să ieșim pe aici? Hai să ieșim pe aici. O să dau o maximă. Bă, dar are pornirea gen realistică. Nu pornește așa din prima. Nu vă imaginați că prinde 90 așa. Ha, 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 ha. Nu, 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 nu. Stă o leacă pe gânduri. Și apropo, setările de control le poți schimba din, bineînțeles, setări. Așa că poți să-l faci să se comporte cum vrei tu, să revină volanul mai rapid și așa mai departe. Ce avem aici? Ala vreau să văd. Ala vreau să văd. Deci aici mai dus avem plantație de măslini. Deci fix cum aveam și pe Oberon, tot așa. Și da, plantația de măslini arată foarte bine. Texturi drăguțe, cel puțin pe telefon, se vede excelent, vă spun. Se vede foarte, foarte bine, mai ales pe rezoluția asta, deci nu observ niciun fel de pixelare a texturilor sau ceva de genul ăsta. Plus de alta, iarba îmi place faptul că are diversitate pe aici și nu este doar simplă iarbă așa verde și atât, dar observ că nu este atât de densă sau deasă precum varianta de PC. Bun, hai să mergem în continuare!
O să intru în mașină. Vreau să-ți dau un pic în spate pentru că vreau să ajung acolo la văcuțe. Și da, se pare că dacă mergi cu viteză, poți bugui mașina să intre în ceva. Așa îmi place, cred că cel mai mult, cu dreapta să controlez camera și cu stânga direcția. Uite, avem și un pic de pădure pe partea asta. Ok, 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 interesant. Și aici, fraților, se pare că avem ceva hambar. O să dau o încetinire. Hai să parcăm aici în față. Acolo este suficient. Și avem hambarul. Și de aici hambarul cred că tot o să coste similar 100 și ceva. Ia. 250, maica mea. Dude, prea scump totul. Totul e prea scump. Mult prea scump. Oh my god, oh my god, oh my god. Dar nu putem să deschidem sau ceva din cauza că nu-l deținem. Oh, wow, deci e foarte scump totul. Și aici se pare că avem totul cam automatizat din câte observ eu. Și avem și, oh, that is nice, putem să luăm după aia bălegar de aici, deci îl avem maxim ca detaliu. Avem texturile pe jos la fel ca pe PC, sunt aceleași tipuri de texturi, bineînțeles, poate rezoluția un pic mai mică ca să se încadreze pe telefon, dar sunt aceleași. Tot așa, hormand ăsta, deci ăsta este hambarul, ok, ok, suntem familiarizați cu el, suntem familiarizați cum funcționează. Ce nu avem aici la văcuți, observ, este un pic de spațiu de, știi, gen, n-am un hambar sau ceva, să pot să mai pun utilaje. Și bag de seamă că probabil nu vom avea atât de multe utilaje pentru văcuțe, mă gândesc. Și le vor apărea pe dreapta, cel mai probabil acolo în spate, din păcate nu pot să intru, că n-am cu ce, nu am financiare. Ia să vedem în continuare. Aici avem puncte de vânzare, avem spinării, avem supermarketul la care o să trebuiască să vinem majoritatea lucrurilor, dar pe mine interesează hambarul de căluți. Acolo vom merge acum. Chiar m-ar fi ajutat foarte mult un teleport, că așa puteam să vedem mult mai repede toate lucrurile, dar da, totodată putem observa și detaliile hărții. Și am observat e că strada este la fel ca varianta de PC, avem de asemenea texturile de bumbac pe care le avem pe aici și bumbacul foarte des făcut, deci ok, ok, din punctul ăsta de vedere arată foarte, foarte bine. Oh! Am uitat de plantația de măslin în care mă proptez de fiecare dată și care nu se dă în lături, ea funcționează ca un gard. Și avem și sat în față, ia să vedem. Aha, deci ne îndreptăm aici și o să trecem printr-o așezare, deci avem ceva orășel, sătuleț, ceva de genul ăsta, în regulă. După care o să trecem în stânga la căluți. Bun, hai să mergem. O să iau pe aici, prin dreapta. A, ba nu, am văzut un punct de vânzare cu alea. Frâna, frâna, un pic de drift, așa pe mobil, nu strică. Nu cred că te-ai blocat din nou, așa. Nu-mi fă din astea. Trebuie să-mi reamintesc mereu să nu bag maximul. Deci aici avem mare punct de vânzare. Ok. Aici cred că avem ceva cu tor, dacă nu mă înșel. Parcă și apare, este? Ia stai să mă uit. Cum se numește asta? Asta se numește Selt. Mă, ce e aici? Ia stai să vedem. Bakery, da, mă, aici face tortul, mă, mi s-a părut. E aceeași construcție ca ca pe PC, bineînțeles. Este aceeași. Și fraților, după clipul ăsta o să mai vină unul, bineînțeles, cu prezentarea celelalte hărți americane, pentru că noi am jucat doar în fermă și nu ne-am aventurat mai departe. 200 și ceva, hai să facem un zoom out, așa. Ala-i, ține maxim. Hai să mergem pe teren, să vedem cum se comportă. Vreau să văd dacă utilajul face stânga-dreapta, stânga-dreapta. Bine, nu prea face, probabil și din cauza că terenul este proaspăt cultivat și nu este proaspăt arat. O conta și asta, cine știe. Sunt curios să știi dacă are simularea de gropi, mă gândesc. Și aici, fraților, se pare că avem noi de căluți. Putem să sărim? Da, putem. Și putem să intrăm chiar și înăuntru pe aici. Astea sunt camerele căluților, din câte se vede. Foarte tare, foarte, foarte tare. Sunt curios cât costă asta. Bă, eu aș miza pe un cât să preconizez. 135? Băgăm un 135, hai să zicem atâta, o să rămân la 135. Bă, și să fie chiar așa. 118, bă, n-am fost departe, n-am fost, e ok, facumela. Mamă, păi până ajuns să îți deții niște căluți, vai viață, mamă, mamă, mamă. Mă, fraților, eu o leacă de hartă. Partea greoaie pe tipul ăsta de hărți
de stea pe mobil este acela că terenurile sunt foarte mari, știi? Terenurile chiar nu sunt foarte mari și astfel nu prea poți să faci foarte multe grâne. Cantitatea e foarte limitată și astfel va trebui să faci cultură peste cultură peste cultură ca să poți să obții un profit decent și cum utilajele nu se pot închiria, pot spune bun venit în Farming Simulator 15, pentru că atunci când am debutat eu în lumea agriculturii digitale, am jucat prima dată Farming Simulator 15 și atunci nu puteai să închiriezi utilaje și țin minte că am petrecut foarte mult timp cu Lamborghini-ul, tractorul pe care mi l-am permis prima dată și după care nu mi-a mai permis altul. Așa că a trebuit să-l pun foarte, foarte mult la muncă ca să-și scoată pârleala și să scoată pârleala și pentru următorul. Așa că, într-un fel, e interesantă treaba asta, mai ales că nu poți, adică nu poți obține hărți mod cum e pe varianta pe PC și automat interesul tău este să joci cât mai mult și atunci, fiind toate scumpe, vei trage de aceste hărți foarte, foarte mult. Hărțile sunt drepte, mai duți astea terenurile, așa că poți să pui lucrurile automat foarte, foarte ușor. Garduri nu prea sunt între ele. Garduri sunt doar acolo unde delimitează niște niște hambare și doar atât. În rest, nu vei avea ceva garduri. E ok din punctul ăsta de vedere, faptul că nu trebuie să te chinui, știi? Și foarte multe chestii sunt implementate în joc astfel încât să fie ușor, știi? La fel cum este și silozul de unde noi ne luăm fertilizator. Același siloz este responsabil și pentru semințe, orice e solid, știi? Gen semințe, lime, fertilizator solid, deci le iei toate din același loc ca să fie cât mai ușor. La fel cum ați văzut și spălătoria, apeși pe un buton și s-a spălat utilajul. Noi ne vedem în episodul următor când vom studia cealaltă hartă. Până atunci v-am salutat, numai bine! Pa, pa!